este set și acțiune. Și vom demonstra pas cu pas cum se realizează practic o scenă de film, un cadru de film. Vrem să vă oferim tot ce se poate, mai ales din ceea ce nu se vede. Adică vezi o imagine extraordinară realizată de Marius Panduru, în general în filme, câștigă premii. Ce se întâmplă de fapt în spate? O să avem o scenă cu o situație de lumină de zi interior. Ne imaginăm, deși ninge afară, o zi însorită de dragul exercițiului nostru. Din considerente plastice, o să o plasăm de așa natură, astfel încât efectul soarelui nostru artificial să se simtă pe masă și pe personajul nostru. Plan contra plan, să vedem cum plasăm camerele și cum menținem coerența de iluminare pe două planuri opuse. Am mutat lumina de contră pentru Paul, ușor lateral și contră, deci este din direcția ferestric. Pentru cei care filmează și nu fac filme, pentru cei care fac vloguri sau materiale care le urcă online unde cerințele nu sunt asemenea unui film, adică tip prezentări, discursuri, așa, ce sfaturi ai da în zona asta? Limbajul vizual cumva este același, indiferent ce facem. Să fie atenți la ce conține cadrul. Nu e necesar să achiziționezi echipamente foarte scumpe, luminare în trei puncte. E exact rețeta simplă și, să zic, clasică pentru orice situație. Lumina principală, plasată mai mult sau mai puțin ușor la 45 de grade, astfel încât să existe o gradație de umbră și lumină. Cum avem în demonstrație. Mai propun un moment de studiu de lumină. Prima și cea mai puțin interesantă direcție de lumină este cea despre care am vorbit, din direcția camerei. Cea de-a doua poziție, cea mai răspândită, să spun, în special în pictură, este poziția de 45 de grade. O schimbare dramatică, actrițele Hollywood. Este cea de sus. Mergând și mai mult, ajungem cu orbitele în umbră. Dacă vă aduceți aminte, videoclipul lui Freddie Mercury înainte de moarte, e celebru, care toată lumina asta este de sus și practic nu mai are ochi, are numai niște orbite negre. Contrariu, este cu sursa de jos, este o lumină extrem de dramatică, diavolească, așa, iată cum apar figurile. O demonstrație de iluminare în trei puncte, lucru care este cumva standard, să zic, pentru portret și în fotografia de studio și în film și mai ales pentru rețelele de televiziune. Propun un moment de regim de lumină, ceea ce înseamnă o înserare târzie în relație cu lumină incandescentă. Cred că ar fi interesant să avem o scenă cu elemente dinamice, un foc în șemineu. Am simulat lumina focului cu această sursă. Dom'le, determinarea te face să obții lucruri. Se studiază în școală cel puțin 3 ani imaginea de film, deci cantitatea de informație este uriașă. Am încercat însă să parcurgem câteva din situațiile esențiale întâlnite în filmările noastre. Sunt Marius Panduru și acesta este masterclass-ul meu. LifeUniversity.ro, cea mai mare platformă online de masterclass-uri din România. Zeci de experți, cursuri de elită. Lasă-te inspirat de cei mai buni.